Cormoranii au ajuns pretext de făcut bani. În acvacultura din România, unde cormoranul este o specie protejată, se pot obține milioane de lei dacă motivezi pagubele produse de aceste păsări. Despăgubirile nu se dau întotdeauna pe merit și nu oricine le poate obține, așa că piscicultorii se plâng că fondurile se acordă cu dedicație. Campania Prinși în plase de incompetență vă arată o schemă de calcul prin care, culmea, se fac profituri substanțiale din lipsa producției de pește. Uite păsările cum mănâncă acolo jos. Ia uite, aprinzi ceva. Țara noastră a obținut de la Bruxelles o serie de măsuri de sprijin, în special pentru pagubele produse de păsările protejate, dar și pentru alte restricții de mediu. Una e pe hârtie și alta în realitate. În tot acești ani, statul român nu a făcut decât să întreprindă o serie de măsuri, tot felul de subvenții, unele cu finanțare europeană, care de fapt nu au sprijinit sectorul de acvacultură, ci de fapt au fost o sursă de a lua bani de la stat sau europeni, de a lua bani care nu se întorc înapoi în activitățile de piscicultură. Alexander Costov este macedonean și are o amenajare piscicolă cu mai multe lacuri la Bila, în județul Giurgiu. Susține că, deși zilnic salba de lacuri e atacată de cormorani și egrete, a primit câte 30.000 de euro pentru daune. Adică infim, în timp ce alți concesionari au luat milioane de lei, deși nu ar fi făcut acvacultură, dar au știut să fenteze din pix cu acordul tacit al autorităților care au închis ochii. Cu cormoranii. Practic, la noi este subvenționat cumva paguba care ți-o produce cormoranul și atunci exista tot interesul să simulezi astfel de pagube ca să iei cât mai mulți bani. Pulezi foarte mult, obții zero, că asta ți era interesul, nu? Obții zero și primești foarte mulți bani. Lași fără angajați, fără pază, fără nimic, păsările vin, mănânc ca să-i înmulțesc și așa mai departe, nu te interesează. Se înmulțesc și în detrimentul celorlalți producători, da. Care își fac treaba. Da, da. Tu ți iei banii, fiindcă trebuia să le iei. Uniunea Europeană ne-ar fi acordat până acum în jur de 500 de milioane de euro, iar noi am reușit să producem pește în valoare de 140 de milioane. Rolul era să compenseze toți fermierii care au aceste probleme printr-o distribuție pe hectar, cum a făcut Polonia, cum a făcut Cehia, cum a făcut Ungaria. Astea sunt practici, sunt bune practici pe care puteam și noi să le asimilăm. La noi cum a fost? Nenorocire, în sensul că câteva firme trebuia să ia aproape toată suma, de peste 100 de milioane de euro. Iată o listă de la AMPA din anul 2019, când se observă că două firme care ar fi pretins cele mai mari sume de bani, drept despăgubire de 10 și 8 milioane de lei, adică mult peste ce au cerut alți antreprenori, au în spate același acționariat. E vorba de afacerile a trei frați originari din Călăraș, care mai sunt cunoscuți pentru activități cu case de amanet și în anii 90 au deținut un mare magazin de muzică în buricul capitalei. Pe unul dintre ei l-am găsit în județul Constanța, la lacul Uriaș Oltina, care este în portofoliul companiei familiei fraților. Stane, este numele meu. Iar ajuns, Stase? De la ProTV, emisiunea România, te iubesc. Antreprenorul are la fața locului o gâlceavă cu fostul primar al comunei Oltina, care este fermier și care a închiriat o suprafață de pășune de la comună după ce n-a mai fost primar. Doar că suprafața e lângă lac, iar zona unde ar trebui să pască vacile e inundată, intenționat, susține fostul edil. Și asta s-ar întâmpla de ani de zile. Asta e a mea. Aici am vreo 2,7 hectare. Aici în față avem pășune. Dă drumul la apă din Dunăre, saltă porții de la Săvilar și bagă cât cred ei. Omul de afaceri susține contrariul. Locul ar fi prins în actele de concesiune cu AMPA, adică aproape 2000 de hectare cât are lacul Oltina, unde frații ar face acvacultură. Păi asta aici este zona de inundație, aici se reproduce crap. Eu trebuie să mai ridic încă, eu pot să mai ridic încă 10 cm apa după nivelul mirei, da, de apele române. Dar dânsul, pentru că a avut în partea asta pășuni, și la arat, și la cultivă. Nu, dar înțeleg că actualmente primăria i-a dat... Da, că dânsul a făcut o hartă și primăria a dat după harta aia, dar o să ne judecăm. Edilul actual dă dreptate fostului primar. Pășunea mea vine de la drumul care se circulă mai jos. Asta este în discuție. Adică unde a închiriat dânsul, unde a închiriat fostul primar. Da, unde spunem noi că avem 7 hectare. Nu există un cadastru nici măcar pe 10% din suprafețele cu apă din țară, iar revendicări, retrocedări sau alte situații litigioase pentru terenurile de sub zonele piscicole pot apărea oricând. Se vede și că deținătorii de ferme piscicole nu au specialiști în domeniu, adică oameni cu studii în acvacultură. Constantin Drăghiceanu e inginer agronom, profilat în creșterea peștelui de apă dulce. A intrat și în posesia unor care nu sunt de meserie, ce să vă spun, nu știu ce să facă cu bălțile. Le-au luat, au intrat în posesie, au avut o bani la timpul ăla când le-au luat,
fac pescuit agrement, fac pesc pentru ei, fac nautic, fac să prind cu bărcile, dar să zici, bă, frate, are 100 de hectare sau 1000 de hectare, 1000 de hectare, să se face cel puțin 1000 de tone de pește. Aveți pentru recreativ sau aveți să faceți cu ea acvacultură? Acvacultură. A, deci produce pește, produce pește. Bă, nu, toate au licență, și alea de agrement au licență. Nu. Deci aveți activitate, adică... Bineînțeles. Dacă am două licențe de acvacultură. Da, eu nu știu ce fac dumnealor. Și a doua pentru balta mare. A, aveți și pepinieră. Da. Uh-huh. Exploatația de la Oltina este un contract, de fapt sunt două contracte, unul în 2004, unul în 2006, pe care noi trebuie să-l ducem în continuare și nu ne gândeam la productivitate. Acum, pe noile contracte, se va impune o productivitate minimă. Firma care administrează lacul Oltina a raportat la AMPA o producție de 279 de tone de crap anul trecut, la aproape 2000 de hectare de apă. Iar cealaltă societate, la Bugeac, a raportat o producție de două ori mai mică decât la Oltina. Și vorbim de două dintre cele mai mari lacuri din Constanța. Nu știu ce să facă cu ele. Da. Nu știu ce să fac. E greu să faci pe un lac de la mare? Nu e greu, mai ales în specia fitofagelor, nu e greu, că ai venit și ai făcut o populare. La populare masivă, adică 30-40 de tone de pui de pește. Și de acolo pescuiești 2-3 ani de zile din el. Datele actuale arată că importăm de două ori mai mult crap ca acum câțiva ani, iar o producție națională abia mai ajunge la 3000 de tone de crap.